Aș vrea să continuăm ceea ce ne-am oprit să facem vinerea trecută și vreau să continui să împărtășesc cu voi despre temperament și caracter. Fac lucrul acesta pentru ca voi să vă cunoașteți pe voi și să cunoașteți felul în care vă puteți schimba. Ceea ce eu v-am spus în seriile acestea și ceea ce o să spun în seriile viitoare, în acest ciclu de lecții numit temperament și caracter, este același lucru pe care frații predicatori le spun întotdeauna de la Ambon, decât că eu îl spun sub forma pe care voi o acceptați mai ușor. În seara aceasta o să revin la cele patru tipuri temperamentale pe care vă aduc aminte că Hipocrate l-a prezentat și în ciuda ofertelor psihologiei moderne de a numi altfel cele patru tipuri temperamentale, de a împărți altfel uh, temperamentul uman, acestea au supraviețuit timpului și au rămas aceleași. În seara aceasta aș vrea să vă prezint calitățile și defectele celor patru tipuri temperamentale. De asemenea, aș vrea să vă prezint ceea ce este mai accentuant în viața lor. Vreau să vă dau câteva exemple din Biblie care sunt specifice la fiecare dintre cele patru tipuri temperamentale. Vreau de asemenea să vă spun ce doresc ei de obicei, care sunt în mare caracteristicile în așa cum le-am spus, mai am anunțit data trecută, care sunt posibilele domenii de interes pentru ei și de asemenea vreau să vă spun cum acționează ei la stres. Cum acționează ei la stres. Haideți să revenim și să ne ocupăm de primul așa cum am procedat și data trecută. Sangvinicul. Accentul pe care el îl face este faptul că el modelează mediul în care trăiește, prin intrarea în alianță pentru a avea succes. El este foarte sociabil. Acesta este accentul vieții lui. El intră imediat în relație, în parteneriat, în alianță, într-o într prietenie cu cineva. El face imediat echipă. Imediat. El întotdeauna lucrează în echipă. E un om care nu poate lucra singur. Îl omoară singurătatea. Și pentru că el nu lucrează decât în echipă, el tot timpul va spune, vină și tu cu noi. Hai, vină aici că e loc pentru toți. El tot timpul vrea să lucreze în echipă. Și formează echipe și cu echipa vrea să facă multe lucruri. Acesta este accentul temperamentului sangvinic. Modelează mediul în care trăiește prin formarea echipelor pe care le folosește mai apoi pentru atingerea rezultatelor lui. Avem aici un exemplu, un model biblic. Sigur că sunt multe. Eu am pregătit pentru voi în această seară pe Ioan Marcul. El este specific pentru asta. Ce doresc? ei, sangvinicii. În primul rând, ei doresc să fie recunoscuți în societate. Ei nu suportă anonimatul. Ei nu suportă anonimatul, adică ei nu suportă să nu se știe că sunt și ei acolo. Vor neapărat să se știe că sunt ei acolo. Dacă spui despre alții și nu spui și despre el, îl doare foarte tare pe un sangvinic. El vrea să, să se știe că e și el acolo. Vrea să rostești și numele lui. Dacă nu rostești numele lui, se supără de nu te mai vede toată viața. Vor popularitate, ei sunt bolnavi de popularitate, au criză de popularitate. Sunt, sunt persoane care vor popularitate. Mai mult de atât, vor să fie liberi în exprimare, vor neapărat democrație și ei se simt extraordinar de bine în America, pentru că zic ei, nu și eu, că aici este democra democrație. Ei profită de ocaziile favorabile, sunt oamenii de circumstanță, oamenii care profit de orice ocazie care li se oferă de aceea ei sunt numiți oportuniști. Ei îi ajută pe oameni să se motiveze, ei motivează foarte ușor pe oameni. Ei nu vor să fie controlați și expuși detaliilor. Adică dacă iei un sangvinic deoparte și îl iei puțin la rost, lui nu-i place. Lui îi place la modul general să-ți explice că îl cheamă Ion și atât. Dar dacă îl întreb de unde vii, când ai făcut ultima prostie? Cine-i mama ta? El nu suportă să-i pui întrebări intime, personale. El vrea, la modul general, să-l întreb și gata, pe el să-l lași în pace. El nu suportă să-l să iei la rost, să-l controlezi, pe el le enervează chestia asta. De asemenea, în seara aceasta vom observa care sunt posibile domenii de interes pentru un sangvinic. Ei vorbesc prea mult, prea mult, și sunt văzuți ca niște oameni superficiali. Sunt oameni buni, dar sunt superficiali. Tot ceea ce fac, fac cu superficialitate. Fac cu superficialitate și au tendință spre egoism. De asemenea, este motivat, este centrat foarte mult emoțional, de aceea este subiectiv, este părtinitor. El va ține cu sorul sa, indiferent cum e sora lui. Va ține cu maică sa, indiferent cum e maică sa. Nu va reuși niciodată să fie ca asa. Să-i spună mamei sale, tu nu mai ești împărăteasă pentru că tu nu ți-ai aruncat idolul. Ei nu sunt obiectiv pentru că sunt, ei trăiesc în domeniul emoțiilor, ei au o logică slabă, sangvinicii nu au principii. Ei nu au o logică bună, însă au niște sentimente puternice și dacă reușești să-l faci să lăcrimeze, merge cu tine până la capătul lumii. Are o slabă coordonare a timpului, nu știe să-și administreze timpul promite seara că a doua zi o să, întoarcă, o să întoarcă lumea invers și a doua zi nu e în stare să facă nimic, pentru că el nu e în stare să-și programeze timpul. Își pierde vremea fluierând, uitându-se pe pereți și când se trezește că s-a făcut seara, intră în stres și zice, aoleu, s-a făcut seara. Nu știe să-și administreze timpul. E foarte slab la capitolul acesta. El are nevoie să fie îndrumat de altcineva. Întotdeauna sangvinicul are nevoie de un șef. Băieți dragi, dacă vă luați o fată drept soție și e sangvinică, trebuie să-i faceți programul. Trebuie să-i puneți ceasul să sune. Trebuie să-i aduceți aminte că dimineața omul serios se spală pe dinți. Trebuie să îi faceți tot programul, ca altfel ea e o fată bună, dar nu e în stare să-și facă lucrurile. Și nu se ține de cuvânt. Și se duce să, -și fac, să facă o treabă și peste o jumătate de zi te duci la ea și o întreb, n-ai terminat? Și zice, numai ce m-am apucat. Nu este leneșă, nu e leneș, sangvinicul nu e leneș, dar nu știe să se disciplineze. E așa împrăștiat, e foarte împrăștiat și nu știe să-și administreze timpul. Care sunt calitățile unui sangvinic? Uită ușor că l-ai dezamăgit. Dacă ai o soție sau un soț sangvinic și l-ai supărat astăzi și ce-ai cerut iertare, peste 5 minute el te-a iertat pe deplin și cu el nu mai ai nicio problemă. Dacă ai un păstor sau un frate din biserică pe care l-ai deranjat într-un fel și ce-ai cerut iertare, în 5 minute el te-a iertat, a uitat totul și nu-ți mai aduce aminte niciodată. Marea calitate a sangvinicilor este că ei uită cu desăvârșire. Și trec peste ceea ce i-ai pe, ce supărat. Nu țin ură, nu țin resentimente, nu-ți poartă pică. Sangvinicii se supără repede, dar le trece repede și după aceea totul este normal. Sunt niște oameni foarte buni din punctul acesta de vedere. Apoi, ei nu se sperie de viitor. Pe ei nu-i sperii că mâine nu știu ce se va întâmpla. Nu e nicio problemă. Ei sunt foarte optimiști foarte, foarte optimiști. Și marea lor calitate este că ei se bucură de prezent. Ei nu se supără că ieri au avut o dezamăgire, nu se, nu se sperie că mâine vor merge la examen, ei spun, nicio problemă, eu mă bucur că astăzi am ce mânca. Dacă îi spui, da, nu mai ții minte că ieri n-ai avut ce mânca, el îți spune, nu e nicio problemă, astăzi am ce mânca. Și dacă îi spui, da, mâine nu o să ai ce să mănânci, el îți spune, nicio problemă, astăzi am. Sangvinicul trăiește în prezent, nu-l interesează nici trecutul, nici viitorul. Este un om care mănâncă viața în prezent. El trăiește viața din plin, de aceea ei sunt foarte petrecăreți. Dacă îl duci la o petrecere pe un sangvinic, petrece până moare, moare petrecând. El se bucură de prezent la maxim nu se interesează de mâine. Aduceți-vă aminte că nu știe să-și programeze timpul. Mâine se trezește, nu mi-am făcut homorcul, nu mi-am, el săracul nu-și mai face nimic. Așa de tare se bucură în prezent, încât pentru el viitorul ia pe nepregătite. O calitate care seamănă cu un defect. Acceptă ușor să facă lucruri noi. Dacă îl întrebi, vrei să mergi în România? Zice, da. Vrei să mergi în Rusia? Da. Vrei să mergi în Israel? Vrei să intri în grupul de închinare? Da. Vrei să vii la studiu cu predicatorii? Da. Vrei să te căsătorești? Da. Vrei să divorțezi? La toate răspunde imediat. Da. E foarte instabil. Ia hotărâri foarte ușor și la fel de ușor uită că le-a luat. Dacă aveți un prieten sangvinic, să nu aveți prea multă încredere în el. Dacă vă veți căsători cu o fată sau cu un băiat sangvinic, să aveți grijă, pentru că imediat va fi de acord cu voi, dar imediat uită că a fost de acord cu voi. Aveți grijă. Dacă aveți prieteni sangvinici, să știți cum să vă raportați la ei. Sunt oameni foarte buni, dar au particularitățile lui temperament, lor temperamentale pe care trebuie să le cunoașteți și să știți cum să relaționați cu ei. Altfel, vă vor dezamăgi foarte des. Vă vor dezamăgi foarte des. Ei foarte ușor sunt de acord să facă orice. Lor le e rușine să spună nu. Orice le propui, spun da. Sunt foarte prietenoși. Marea lor calitate este că iubește pe oameni. Au o mare pasiune pentru oameni. Au o mare pasiune să-i ajute pe alții. Ei iubesc oamenii. Ei imediat se angajează să-i ajute pe oameni și sunt foarte prietenoși. Dacă mergi pe aici, pe, pe holul Bisericii și întâlnești tot felul de frați care se uită așa la tine ca Van Damme când e nervos și vei întâlni un sangvinic, ăla imediat îți zâmbește. Îți zâmbește și îți spune welcome, fără nicio problemă. El tot timpul zâmbește. N-are importanță că el e supărat, că ieri a falimentat business-ul, că mâine îl cheamă emigrește, nu să-l trimită în România. El astăzi, dacă cât durează astăzi, el râde. El zâmbește, el are voie bună și are dispoziție. Așa e sangvinicul. Când veți vedea oameni care se comportă așa, să știți Că ei sunt sanguinici. Haideți să vorbim puțin și despre defectele lor. Are, au, au foarte multe defecte, la fel ca și calități. Sunt foarte emoționali și de aceea sunt foarte instabili. Te înțelegi cu el înainte de slujbă că faci așa, și în timpul slujbei te trezești că faci altfel. Și te uiți la el și zici, bă, ăsta nu e un serios. Și după slujbă îi spui, bine mă frate, nu ne-am înțeles noi amândoi mă că noi facem așa. Și el zice, da mă, da. Și încearcă o explicație. Au mari probleme cu instabilitatea. Nu sunt stabili emoțional. Pentru că sunt foarte emoționali, ei trec de la o stare la alta, trec de la o decizie la alta foarte ușor, fără nicio problemă. Și nici măcar nu le este rușine pentru asta. Un, un sangvinic este vijelios, înțelegeți cuvântul vijelios? Furtunos, uraganos. Dacă se apucă de o treabă, se apucă cu cea mai mare viteză de care este în stare. Și după ce și-a luat viteză maximă, începe să se oprească. La fel de repede cum s-a apucat. E vijelie. Vâj, vâj. Apoi e agitat. Întotdeauna un sangvinic este agitat. El este ca marea plină de valuri. El trăiește din plin. El e numai valuri. Toată viața de când se naște până moare, el e numai valuri. Nu spun că face valuri. Spun că este numai valuri. Apoi, el aleargă foarte mult dintr-o parte în alta. Dacă vă aduceți aminte, în Vechiul Testament ne este prezentată o situație când un, unui om al lui Dumnezeu îi se încredințează un prizonier. Și îi se spune, ai grijă de prizonierul ăsta. Și după o vreme, persoana care i-a încredințat prizonierul se întoarce și îl întreabă unde e prizonierul. Și îl spune, oh, nu mai e aici, a fugit. Adică cum a fugit? Dar nu ți l-am dat în grijă. Și el răspunde, păi când mergeam eu încoace și încolo, a fugit prizonierul. Păi ce ai căutat să fugi încoace și încolo când tu ai avut Misiunea să-l păzești. Ce ai căutat când încoace, când încolo? Așa este sangvinicul. Ăsta când îl găsești la femei, când îl găsești la bărbați, când îl găsești la fanfară, când la orchestră, când la cor, ăsta e peste tot și nicăieri. Nu poți să ai încredere în el. E când încoace, când încolo. Dacă veți vedea pe cineva că iese de vreo 3-4 ore afară pe program și stă când în adunare, când pe hol, să știți că ăsta e sangvinic. Umblă când încoace, când încolo. Apoi, are o voință foarte slabă. Aduceți-vă aminte că are probleme cu disciplinarea timpului. Are voința foarte slabă. El, dacă a deprins obiceiul să fumeze, nu are putere să se lase de țigări. Se uită la tine și spune, nu pot să mă las. Dacă și-a trădat odată prietena sau prietenul și îi zici, bine mă, tu ești om serios, spune, îmi pare rău, dar a doua oară o face din nou. Fiți atenți, cei care vă veți căsători cu sangvinici, să știți că au voință slabă. Sunt băieți și fete bune, vor să facă treabă, dar au voința foarte slabă. N-au putere să vrea. Promit mult și nu se mai țin de cuvânt, pentru că nu le ajunge voința. Voința lor e mai mică decât dorința. Dorința e mare, dar voința e mică. Și se termină imediat. Ăștia au o voință foarte slabă. Apoi sunt foarte indisciplinați. Dacă intri la un sangvinic în cameră, te umflă râsul. Găsești papucul în locul ceasului deșteptător, deș găsești ceasul deșteptător în locul papucului, caută o jumătate de oră o perie să-și să, se să pieptene părul, zice, n-ai văzut peria mea? Peria ta? Nu. Zice, paltonul meu nu l-ai văzut? Păi zi, probabil e în cuier. Zice, nu e în cuier. El nu și-l pune niciodată în cuier. El nu-și găsește papucii, el nu-și găsește ciorapii, el nu-și găsește nimic. Și mașina o caută când iese în parking, mă întreabă și eu nu știu unde am parcat. E foarte indisciplinat, nu are nicio rânduială, aproape că nu are niciun Dumnezeu. <laughs> nu duce lucrurile până la capăt. Dacă, aveți, dacă, vreți să vă faceți un business, să nu luați ca partener un sangvinic. Că așa o să vă doară capul cu ăsta eu în fiecare seară mă rog și spun, Doamne, te rog frumos să nu-mi dai parteneri în slujire și colaboratori care sunt sangvinici. Că ăștia stau pe lângă mine și spun, frate Luigi, las că fac eu. Și după ce plec, pleacă și el. Și când mă întorc, el nu mai este acolo. Nu duc lucrurile până la capăt. Sunt oameni buni, promit multe, vor să facă treabă multă, dar nu au puterea să se țină de cuvânt ei sunt instabili. Acum plâng și spun, lasă-mă pe mine și peste 5 minute el spune, nici eu nu mai vreau să fac asta. Întotdeauna spun da înainte să se gândească dacă vor să facă lucrurile la. Nu stau să se gândească, spun da. Ei nu se gândesc, vorbesc, dar nu gândesc ce vorbesc. Și mai la urmă și aduc aminte că n-ar fi trebuit să spună lucrurile alea. S-a Sangvinicii au o problemă. Ei spun tot ce gândesc în loc să gândească tot ce spun. Vor să fie pe placul tuturor, de aceea sunt numiți lingușitori. Ei vor să fie pe placul lui Alin. Dacă ei știu că lui Alin îi place ordinea, ei vor să pară ordonați. Ei săraci nu sunt, dar vor să pară. Și vor să-i dea senzația lui Alin că ei sunt așa cum el așteaptă să fie. Dacă veți vedea pe cineva că întotdeauna Zice cum ziceți voi și întotdeauna nu zice cum nu ziceți voi. Și întotdeauna vă dă impresia că e omul pe care voi îl căutați, să știți că la e sangvinic. Sangvinicii întotdeauna vor fi lingușitori, ei îți vor da impresia că sunt oamenii pe care îi cauți. Mai mult de atât, nu-și cunosc limitele, ăștia dacă s-apucă să vorbească, ăștia nu se mă opresc. Dacă se, apucă, dacă se apucă să tacă, ăștia nu se mai pornesc. Ei nu-și cunosc limitele. Lor, le se, lor li se pare că sunt cei mai buni meseriași. În emoția aia care îi cuprinde la un moment dat, li se pare că de la a conduce bicicleta până la avion, pentru ei este posibil. Nu-și cunosc limitele. În România se zicea nu-și cunosc lungul nasului. Se apucă de orice. Ei nu-și cunosc limitele. Se duc să cânte fără să se gândească: Mă, eu știu să cânt? Și după ce cântă, să întreabă: Mă, dar eu am știut? Sunt foarte subiectivi, spuneam mai devreme și repet. Nu te poți baza pe un sanguinic prea mult. Pentru că, aduceți-vă aminte, nu știe să-și programeze timp. Te înțelegi cu el că te întâlnești la 9 și, pe la 10.30, îți dă un telefon și spune: Noi la ce oră trebuia să ne întâlnim? Și nu suferă deloc a întârzia, pentru el nicio problemă. E în, e în largul lui. Nu are principii. Un sangvinic nu are principii. El trăiește în funcție de circumstanță. Dacă bate vântul, se îmbracă într-un fel. Dacă nu bate vântul, atunci mai vedem. El nu are principii. Pe el nu principiile îl călăuzește în viață, ci circumstanțele. Adică, dacă găsește un păstor mai moale. A, o lasă cu pocăința așa moale. Dacă găsește un păstor mai bun, atunci se ridică puțin. El e omul care are nevoie să fie condus. Nu uitați, sangvinicul este omul care are nevoie să fie condus. Dacă trași tare de el, face treabă. Dacă îl lași în voia soartei, soarta îl are. E egoist. Sangviniții sunt foarte egoisti. Se descurajează ușor și plâng imediat. Plâng ușor și la rugăciune, plâng ușor și la cântare, dacă plâng, dacă predici, ei plâng, orice ai face ei plâng, plâng ușor. Sunt oameni care plâng foarte ușor, de ce? Se, se emoționează ușor, aduceți-vă aminte că vă spuneam că ei au emoții foarte puternice, dar și mamele sangvinice să știți că sunt în stare de mari jerfe, soțiile sangvinice sunt foarte dedicate, soții sangvinici sunt foarte dedicați, dar nu-i ține mult, pentru că emoția nu e serioasă. Emoția când urci în deal, când cobori în vale. Își găsesc ușor scuze. Ei nu duc lipsă de scuze niciodată. Orice ar face, au 10 scuze. Pentru orice fac, au cel puțin 10 scuze. Și se autocompătimesc. Stai de vorbă cu el și zice, O, oh, săracul de mine, ce greu merge." O, oh, ce mașină slabă am! O, oh, ce geap greu am! O, oh, ce nevastă am, nu mă înțelege! O, oh, ce păstor rău! Of, nu m-a pus nici asta seară să cânt! Of, of! Ăsta toată ziua geme. Imediat se autocompătimește. Așa de tare suferă ei, li se pare că sunt cei mai, vino cei mai nedreptățiți oameni din lume. Se victimizează. O altă problemă a lor este că se mânie imediat. Repet, instabilitatea lor datorită emoțiilor este foarte puternică. Ăștia se supără imediat, dar nu uitați calitatea lor, imediat le și trece. La un sangvinic se supără acum și peste 5 minute i-a trecut și ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar să știți că imediat îi sare țandăra, numai un pic dacă l-ai atins. Zice, da, ce bă, nu te uiți pe unde mergi? Dacă atingi pe un flegmatic, se uită la tine liniștit, dar fii atent, ăsta în 250 de ani te ține minte și nu te uită. Se mânie imediat sangvinicul, însă, repet, uită foarte ușor. Marea problema a sangvinicului e pofta pământească. Pofta pământească. El are mari probleme, aduceți-vă aminte, nu -are, -are, voință. Nu e disciplinat. El are mari probleme cu pofta. Nu se poate opri. Tot timpul vezi că el înghite în sec. După ce se uită înghite în sec. El poftește orice iese în cale. Ce i pui în fața aia poftește. Nu prea se poate opri. Are mari probleme cu frâna. Marea nevoie a sangvinicilor este autocontrolul. Cum se numește asta în Galaten 5 cu 22? Ultima dintre cele nouă în a roadei? Înfrânarea poftelor. Autocontrolul. Întotdeauna un sangvinic va avea probleme cu autocontrolul. Aduceți-vă aminte, are voință slabă, e indisciplinat și are sentimente puternice. Ăsta, când vede o mașină frumoasă, o fată frumoasă, ceva frumos, imediat sentimentele puternice lucrează și imediat voința slabă s-a terminat. Și imediat ceea ce se întâmplă se numește poftă și de deci ce ar avea nevoie imediat de la Duhul Sfânt ar fi înfrânarea poftelor. El are mare probleme cu pofta. E foarte pofticios. Foarte, foarte, foarte pofticios. La stres, sangvinicul vorbește permanent. Când veți vedea pe unul vorbind mult, să știți că ăla se numește sangvinic stresat. Sangvinicul la stres vorbește tot timpul. Nu și-a pauză, nu înghite, nu se scarpină, nu are treabă, nu se duce nicăieri. Stă acolo și vorbește. Când e stresat, vorbește într-una. De asemenea, se promovează pe el. Dacă întrebi cine e cel mai potrivit de aici să fie lider, el se ridică și spune să nu credeți că sunt lipsit de modestie, dar eu sunt cel mai potrivit. Sangvinicii sunt irealiști, nu sunt realiști. Propun, ei fac propuneri de genul ăsta. Hai să punem amvonul la, la, la balcon. Asta nu-i propunere, mă, frate, mă. Hai să dăm 10 găuri în chitară, că poate cântă mai bine. Propunerile lor sunt irealiste, nerealiste. Ei n-au propuneri realiste, adică ce propun ei nu se pot realiza. Datorită imperiului, sub imperiul emoțiilor, ei propun lucruri grozave, dar care nu se pot realiza. Ei propun, hai de fiecare să ne cumpărăm în seara asta un Cadillac, să fugim până la Las Vegas, să facem o plimbare prin lumini și să ne întoarcem până la 11 acasă și să ne culcăm, că ne ceartă părinții întrebându-ne unde am fost. Ar fi bine să putem face toate lucrurile astea până la 11 seara, că acum e 9, dar nu vă supărați în două ore, nu-ți un Cadillac, n-ajungi la Las Vegas și dacă ajungi nu te mai întorci înapoi. Până la 11 în seara asta. Ei au propuneri nerealiste. Când veți auzi pe cineva în adunarea generală că se ridică și face propuneri din alea care nu se pot împlini niciodată, să-i spuneți când se pune pe scaun, să vă duceți lângă el și să-i spuneți, știi ce temperament ai? Și dacă zice nu, să-i explicați. Sangvinicii nu acordă. Atenție detaliilor! Pe ei interesează lucrurile la modul general, dar nu interesează detaliile. El zice: vreau să merg în vacanță la Florida. E, e ok asta? Ok, mă bucur. Dar pe ei nu interesează la ce oră pleacă avionul, asta nu sunt lucruri importante. Dacă ceasul deșteptător a fost programat să sune sau nu. Dacă geamantanul. Uh, are în el ce trebuie sau nu, pe nu-l interesează dacă periuța de dinții acolo, nu-l interesează nimic. El e, o, el e o persoană importantă, el nu stă în drum de detalii. El știe un lucru. Florida și Zer, și atât. Nu-l interesează detaliile. Dacă aveți în grup, dacă aveți în, pe unde aveți anturaje, grupuri, la școală, la, la muncă, dacă aveți un sangvinic, să știți că ăsta nu se ocupă de detalii. ăsta uită tot. Intră pe ușă și uite să o închidă, că asta e un detaliu. Bagă mâna în buzunar și uite să o scoată. Își pune căciula și uite să și-o dea jos. Se zice că un individ povestea ca îmbătrânit și îi se întâmplă să trăiască culmea uitării. Și zicea el așa, mă frate... Când eram tânăr am auzit de unii care uită și nu credeam, dar uite ce mi se întâmplă mie. Zice, îmi iau ochelarii, îi pun la ochi, pe nas și uit și întreb, mă, n ați văzut ochelarii mei? Și oamenii se uită la mine și râd și eu când îi văd râzând îmi aduc aminte că ochelarii mei au fost puși mai devreme la ochi, pe nas al doilea, un bătrânel la fel, care zice, a, nimic, zice, nu, nu, nu ți s-a întâmplat. Zice, să vezi ce mi se întâmplă mie. Mă duc la ușă, o deschid și când ajung pe prag, mă gândesc, mă, dar eu ce fac, ies sau intru? cam uitat. Nu mai știu ce, de ce, de ce am deschis ușa? Intru în casă sau ies din casă? Și un bătrânel mai cu minte decât toți, se ridică așa mai, mai cu și spune, bă, bă, zice, ce vi se întâmplă voi, nimic. Ce să vedeți ce mi se întâmplă mie. Și bă, mă trezesc de dimineață și stau așa pe marginea patului. Și după vreo 5 minute în timp ce stau pe marginea patului, întreb, mă, eu m-am sculat sau vreau să mă culc? Asta să zice că s-a întâmplat la concursul de culmea uitării. Trăsătura fundamentală a sangvinicului este optimismul. Ăsta zice, se poate, e posibil, hai să mergem că reușim. El, la el se poate totul. Să știți că dacă aveți o nevastă sangvinică și se duce la cumpărături, se poate totul. Dacă aveți un bărbat sangvinic, totul se poate. Ăsta îți dă senzația că e ușor să mergi în lună, să te dai jos înapoi, să nu ți se întâmple niciun risc. La el totul se poate. Să aveți grijă, ăștia promit mult, dar nu fac atât cât promit. Vă rog frumos, când aveți un prieten, un partener sangvinic, să aveți grijă cu el. Promit mult să nu vă luați după ei, pentru că nu fac tot ce promit așa îți promite de zici, Doamne, ce binecuvântat sunt că îl cunosc pe omul ăsta. Și la urmă îți dai seama că nu ești așa de binecuvântat. Din potrivă. Nevoia lor numărul unu este autocontrolul. Problema lor numărul unu este pofta. Nevoia lor numărul unu este autocontrolul. Aduceți-vă aminte Ioan Marcu. Se duce în evangelizare cu Pavel și cu cine? Păi și în Biblia engleză tot uh, cu oamenii ăștia au fost, nu? Și... Cu sila, ziceți? Care sila? Da, în sfârșit. Nicio o problemă cu o să citiți voi în uh, fapte, în capitolul 13. Haideți să revenim. Ioan Marcu pleacă cu oamenii ăștia în misiune și ne spune cuvântul Domnului că după o vreme au părăsit pe apostoli și a zis el, Aia m-am plictisit de chestia asta. Hai să mai facem și altceva. Să mai facem ceva nou. Am fost al altă în misiune, am fost azi în misiune și mâine tot în misiune vreți. Dar m-am plictisit, -o, oameni buni. Dacă iei o nevastă sangvinică, să știi că luna asta trebuie să stai în, în, în statul Illinois, mâine trebuie să te muți în North Carolina, că ea să plictisește de Illinois. Nu poți să o ții toată viața aici. Și la urmă vrea o lună de zile în California, și la urmă vrea să o duci în Washington o lună de zile și 50 de luni o duci bine. În luna 51 -a nu știu unde o mai duci. Problema este că s-a învins și se plictisesc ușor. Se plictisesc foarte ușor. Ei se angajează să facă imediat un lucru și tot imediat se plictisesc. Însă sunt oameni foarte buni. Al doilea temperament despre care vreau să vorbesc, eu îmi imaginam că în seara asta o să epuizăm subiectul ăsta, pentru ca să vorbim data viitoare despre ce face Duhul Sfânt ca să ne aducă pe noi la voia lui Dumnezeu. Sangvinicu. Am spus că este omul influent. El influențează pe toți, vorbind mult și punând mult suflet și pasiune, el te face să zici ca el. El face echipă și schimbă lumea cu echipa. Ăsta e sangvinicul. Acum haideți să vedem omul numărul 2, colericul. Dacă sangvinicul este omul influent, colericul este omul dominant. Ăsta e mână de fier. Ăsta domină tot ce mișcă râu, ramu, vorba lui Eminescu. Ăsta e foarte dominant. Ăsta vrea să știe unde te duci, de unde vii și câți bani mai ai în portofel. Ăsta vrea să știe tot. Totul te întreabă. Tot. Vrea să știe absolut totul. Accentul lui. Modelează mediul în care trăiește prin înfrângerea împotrivirilor. Nu se lasă. Degeaba nu ești de acord cu el. Că îți dă o bătaie bună și imediat ești de acord cu el. El ajunge la rezultate prin faptul că este încăpățânat și orice ai zice, el se duce înainte. E dominant e puternic. Ăsta se duce înainte, ăsta nu-i ca să vini cu acu zice da, acu zice nu. Din potrivă. Modele biblice. Pavel, Petru, sunt două exemple evidente din Noul Testament despre oameni dominanți, oameni puternici, Oameni pe care nu-i întorci, oameni care nu se plictisesc de ce fac, oameni care nu se răzgândesc, oameni care dacă își propun un lucru, nu-i schimbă nimeni. Știu ce vor și se duc până la capăt. Ei doresc autoritate. Ei nu se lasă până n-ajung șefii. Nu se lasă până n-ajung în comitet. Sunt dominanți, sunt puternici, își pun direcția Anvon, și se duc în față până când ajung acolo. Ei vor să fie provocați la acțiune. Să nu zici unui coleric niciodată ce vrei, mă, că el îți răspunde ce vreau, bătaie vreau. El întotdeauna se lasă provocat. Colericul imediat se lasă provocat. Dacă îi zici una, îți, dă două, îți, spune, îți răspunde cu două. El întotdeauna se lasă provocat întotdeauna se lasă provocat. El nu știe să tacă. El nu știe să se zmerească. El nu știe să zică, lasă-l mă, că poate a greșit. Nu, el imediat sare la, la, scandal, la ceartă și la bătaie. Imediat. El dorește libertatea. Nu suportă să-l să ții în strâns. Nu suportă. Dorește libertate. Dorește să-i dai sarcini dificile, grele. Dacă întreb cine poate să ridice pianul în două mâini, imediat se va ridica și va spune, eu. E stăpân pe el și iubește ce e greu, ce e dificil. Unde e mai greu se bagă el. E omul luptător, omul puternic. În același timp, are o abordare logică a vieții. Dacă sangvinicul era un om emoțional, avea emoții puternice, dar datorită emoțiilor sărea dintr-o extremă în alta. Nu se ținea de cuvânt, promitea una și făcea alta, era instabil. Datorită emoțiilor puternice și fluctuante și datorită unui sistem de logică slab, colericul din potrivă, el e rece, el nu are sentimente, dar e foarte logic, are principii foarte solide. Dacă vă căsătoriți cu un băiat sau cu o fată care este colerică, Apoi să știți că așa cum a fost la 18 ani, așa o să rămână până la 80. Nu se schimbă niciun pic. E dominant sau dominantă? Cum zici una, el sau ea zice două, sare la ceartă imediat, niciodată nu iartă, niciodată nu trece peste. Cum i-ai greșit, te rezolvă. Acesta este colericul. Întotdeauna caută ocazii să-l provoci. Întotdeauna caută ocazii să-l provoci. Repet, Pavel, Petru sunt două exemple biblice. Lăsați-mă să vă spun câteva dintre calitățile lor. Este foarte, foarte autodisciplinat. Se disciplinează singur. Unui coleric nu, ai, nu, nu e nevoie să-i spui, vezi mai unde ți-ai pus haina. Mă ăla știe în ce buzunar are banii, știe în ce buzunar are portofelul, dacă se întrerupe curentul noaptea, știe unde și-a lăsat pantofii, se duce și se încalță din prima, știe unde, și, unde și sunt pijamalele, știe unde este periuța de dinți, nu-și caută peria ca celălalt loc. el știe sigur unde e peria, dacă nu-și o găsește acolo face un scandal monstruos. Dacă din întâmplare un coleric se căsătorește cu o sangvinică, căznicia aia va semăna cu un dezastru și numai Dumnezeu va reuși să facă să plutească dezastru ăsta vreo 50-60 de ani. Pentru că unul este extrem de disciplinat și de dur, iar celălalt este extrem de indisciplinat și de cald, de sensibil. Unul nu plânge niciodată și nu plânge toată ziua. E, închipuiți-vă pe ăștia doi puși la un loc. Apoi, e foarte sigur de sine. Foarte sigur de sine. Are mare încredere în el. Apoi, este foarte organizat, este foarte practic, extrem de practic. Are calități de lider. Dacă veți vrea vreodată să puneți lideri să căutați un coleric. Să nu cumva să puneți un, un, un sanguinic lider. Și vom ajunge imediat la melancolic și la flegmatic. Atunci când puneți un lider, vă rog frumos, țineți cont de temperamentul lui și nu uitați că temperamentul nu se schimbă niciodată. Are spirit de pionier. Adică el vrea să meargă unde n-a mers nimeni. El vrea să facă ce n-a făcut nimeni. El vrea să facă cum n-a făcut nimeni. Aduceți-vă aminte de Pavel. Cine a mers primul unde a mers el? El. Cine a fost pionier pentru America? Poftim? Cine a fost mă oameni primul om care a găsit meleagul ăsta pe care trăim acum? Tot în fapte, capitolul 13, căutăm. <laughs> e, observați, are spirit de pionier. El vrea să facă ce n-a mai făcut nimeni, el vrea să se ducă unde nu s-a dus nimeni. Are curajul, are tăria aceasta, are îndrăzneala asta. Lui nu-i trebuie să meargă altcineva în fața lui. Nu, el se duce primul. El nu are nevoie să îi se spună după mine, el însuși spune după mine. Nu se dă bătut niciodată. Are această calitate. Nu se dă bătut. Dacă vreți să aveți un asistent, un ucenic, un colaborator care vă asistă, care vă ajută, care e pe, pe locul 2, lângă voi, întotdeauna să găsiți un coleric. Pentru că acest om nu se dă bătut niciodată. Ce-i spui să facă, va face. Dar și când îi va, își va pune în cap să fie loc, pe locul 1, să știi că nu îl vei mai schimba. Care sunt defectele unui coleric? E foarte dur. E extrem de dur. Nu zâmbește, nu vorbește cald, nu face introducere. Asta nu face nicio introducere. Vă aduceți aminte că vă spuneam din Scriptură că adevărul este ca o bucată de carne pusă între două bucăți de pâine. Ăsta numindu-se sandwich. întotdeauna când mergi să cerți, să mustri pe cineva, nu te duce la el și îi spune, bă, și reproș. Nu. Du-te la el și fă un compliment. Oi ai găsi ceva bun și la el. Că în afară de diavolul, cel mai rău om are și calități. Adu-ți aminte de una dintre calitățile lui, du-te la el, spune bună ziua, încearcă să stai de vorbă cu el după ce a mâncat, nu înainte de a mânca, să nu stai niciodată de vorbă cu un om flămând. Mai ales cu un bărbat flămând. Și spune, uite, tu ești băiat bun pentru că ai calitatea aceasta. În momentul în care ai făcut asta, asta se numește persoasiune, adică ai intrat în inima lui. Așa face Domnul Isus Hristos în Apocalipsa, capitolul 2, când merge la Biserica din Efes. Spune, Domnul spune, ai faptele acestea bune și dă acolo câteva calități. Și după ce spune aceste calități și devine persuasiv și intră în inima omului, spune, dar am ceva împotriva ta. De-abia acum îi spune pentru ce a venit, de fapt pentru asta venise. Dar nu îi spune prima oară că îl trântește pe omul, îl, îl doboară. Și după ce îi spune adevărul, mai păstrează un compliment. Și zice, dar ai totuși lucrul ăsta bun. Și îi mai spune încă o calitate și apoi pleacă. Observați un compliment, reproșul sau mustrarea sau bătaia și în concluzie în final, încă un compliment. E bine, colericul nu știe să facă așa niciodată. El e grăbit, el are treabă, el nu stă să facă complimente. El are probleme și cu soția lui să-i facă complimente. Dacă vă permite să vă căsătoriți cu un coleric, să nu vă așteptați la prea multe complimente. Că el e ocupat și el e bărbat serios și bărbații serioși nu se ocupă cu așa ceva. El nu plânge niciodată. Niciodată nu plânge. este foarte mânios, dar nu o mânie de genul sangvinicului care se enervează ușor și îi trece ușor, ci mânia colericului este mai periculoasă prin faptul că este aproape permanentă, el e agresiv. El e genul de bărbat bătăuș, ca să înțelegeți într-un cuvânt despre ce vreau să vorbesc. Tot timpul cu țandăra pe jumătate pusă nu-ți mai trebuie decât puțin și și-o mai pune și pe cealaltă jumătate și ești gata. Este insensibil. Dacă un polițist coleric te-a prins că ai depășit viteza, ăla nu te iartă nici dacă ești pastor. Ăla îți dă frumos amendă și pentru patru maile deasupra spidului, deasupra vitezei. Colericii sunt insensibili. Degeaba îi spui, te rog frumos, iartă-mă de data asta, dacă e prima oară. Lasă rece poți să plângi, poți să te vaiți. Dacă din întâmplare se face medic, așa injecții îți face asta una după alta, că pe el nu-l doare deloc. Și degeaba plângi, că el, el te întreabă, dar tu de ce plângi? El nu simte cu cei care au durere. El e foarte dur, e casant. E violent și poartă pică. Colericul nu te uită niciodată. Dacă ai supărat un coleric, să nu te aștepți să te ierte. O să te țină minte 20 de ani după ce ai murit. 20 de ani. De asemenea, este răzbunător, este supărăcios, are predispoziție la ulcer. Un procent foarte mare de colerici, când ajung la 40 de ani, se îmbolnăvesc de ulcer datorită furtunii din viața lor. Ei trăiesc în fiere. Ei trăiesc în amar, trăiesc într-un suc propriu foarte acid. Ei sunt violenți, sunt agresivi. Și la 40 de ani fac ulcer, pentru că atâta răutate stând în el, sigur că îi perforează stomacul. Ăștia încalcă legea fără nicio problemă. Dacă zici, vă rog frumos bărbații care stați pe ultima bancă duminică seara să nu mai stați, pentru că acolo e loc rezervat pentru mama și copilul. Un sangvinic se ridică atunci dar un coleric nici dacă se duce păstorul la el și îi spune, frate, am făcut un anunț. El îi spune, și ce, dacă l-ai făcut, împlinește-l. Colericii încalcă legea și pe ei nu interesează principiile și anunțurile. Ei au principiile lor, au anunțurile lor, au drumul lor. Sunt foarte ușor de schimbat din ceea ce vor să facă. Sunt nemiloși, n-au milă sunt grosolani, tupeiști, obraznici. Nu aprobă nimic. Nu vei mulțumi un coleg niciodată. Orice ai face, nu e bine. Te trezești mai de dimineață, nu e bine. Nu mai dorm deloc, nu e bine. Nu-l mulțumești niciodată. Dacă ai un șef coleric, te rog frumos să schimbi geaba. Că n-ai niciun succes acolo. Ăla nu va zice niciodată în sfârșit. Ăla niciodată nu zice ca Adam. Știți că Adam a zis în sfârșit. Adam n-a fost coleric. Are un, au un spirit de independență foarte mare. Dacă ai un băiat coleric, ăsta la 12 ani, gata. E independent. Lui să nu-i mai spui ce să facă. Că se enervează. Dacă ai o fată colerică, pe la 13 ani, gata. E liberă, e independentă și să o lași în pace care treabă. Marea lor nevoie este dragostea, este blândețea, este răbdarea. Posibile domenii de interes pentru un coleric. Nu este înțelegător, este imatur din punct de vedere emoțional, izbucnește în mânie, nu ezită să încalce regulile pentru a prelua conducerea, are dificultăți în a-și cere scuze. Ați întâlnit. Aveți în familie oameni care nu-și scuze niciodată? Orice ar face, nu zice ai-mi nici dacă l-ai... Nu zice. Mai bine îl omori, dar el nu-și cere iertare. Atâta mândrie are în el, încât nu zice iartă-mă niciodată. Ăia sunt colerici. Oameni care nu-și cer iertare niciodată. La stres devin pretențioși. Colericul când e stresat devine pretențios. Aduceți-vă aminte, cu când e stresat vorbește tot timpul vorbește fără niciun rost, nu are niciun subiect, dar vorbește, vorbește. Îți povestește cum a fost la doctor, cum a fost azi noapte, ce a visat, ce simte, ce l-a durut în 38, când s-a născut, cine a fost maică sau ce culoare avea ochii tatălui lui. Îți povestește orice, dar vorbește. E, din potrivă, colericul când e stresat, devine pretențios. Zice, bă, dar tu nu vezi pe unde mergi, mă, tu nu vezi unde te-ai așezat, mă, tu nu vezi cum stai, de ce te-ai pieptănat, așa? Mă, dar cu alt plover, avut să te îmbraci. Ce te uiți, mă, așa la mine? Ceea ce vreau eu să fac nu este să te sperii, ci să spun că tu nu te vei mai întâlni cu seara aceasta. Seara aceasta este doar acum, doar în această seară și nu vei mai avea niciodată. Doar în seara aceasta este seara aceasta. Seara aceasta este proaspătă, n-a mai fost și nu va mai fi. În seara aceasta Dumnezeu a organizat să te pocăiești. O vei face? A organizat Dumnezeu să recunoști că ai probleme. Le vei recunoaște? A organizat Dumnezeu să spui, iartă-mă și schimbă-mă. Să iei o decizie, o vei lua? La ce rost? La ce bun să-ți îmbogățești cultura generală cu elemente de psihologie și biblie? Spuse de Luigi Mițoi, dacă tu nu vrei să te schimbi și rămâi un om cult, dar păcătos, ca și până acum. Te rog în seara aceasta să te oprești și să te rogi. spune lui Dumnezeu defectele tale. Spune-i, Doamne, nu vreau să le mai am dăm putere să le înving. Ajută-mă să mă disciplinez. Iar dacă ai probleme mari pe care nu știi cum să le rezolvi, te rog, spune-mi că vrei să stăm de vorbă. Și eu sunt deschis ca să te ajut, dacă tu nu poți depăși singur problemele care le ai. Haideți să ne ridicăm acum în picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm, dar să o facem cu pasiunea unor oameni care vrem să facem în seara aceasta o diferență în viața noastră. Amin.